Elevii intră în vacanța de vară, astăzi fiind ultima zi de școală. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, elevii vor reveni la cursuri începând cu data de 10 septembrie. Viitorul an școlar însumează 168 de zile lucrătoare. Semestrul întâi va fi în perioada 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019, iar semestrul al doilea va începe în 11 februarie și se va termina în 14 iunie. Vacanțele sunt programate astfel. Vacanța de iarnă va fi în perioada 22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019, vacanța intersemestrială între 2 și 10 februarie, vacanța de primăvară între 20 aprilie și 5 mai, iar vacanța de vară din 15 iunie până în 15 septembrie. Potrivit Ministerului Educației, preșcolarii și elevii din clasele primare vor avea vacanță și în săptămâna 27 octombrie, 4 noiembrie. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a 8-a, în data de 7 iunie.